Bună ziua! Bine ați venit la ședința din luna octombrie. Supune spre aprobare procesul verbal al lunii anterioare, după care doamna secretară va prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc! Deci, dacă se prezintă procesul verbal al lunii septembrie 2019. Ești? Pentru că nu avem președinte de ședință și urmează ca să-l alegem, vă dau eu citire ordinei de zi. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pătărești, județul Bacău, ședință ordinară, joi 31 octombrie 2019, ora 9:30, în sala de ședință a Consiliului Local, conform dispoziției numărul 161 din 25 octombrie 2019, următorul proiect de al ordinei de zi 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Pătărești pentru perioada octombrie-decembrie 2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramii și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pătărești și serviciilor publice de interes local. 3. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restate la data de 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Comunei Pătărești, inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, inițiator primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice și anexii. Nu. Proiect de hotărâre privind completarea anexii privind achizițiile directe pentru anul 2019. Inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului în Tabeaul 2019 prin acordarea unei indemnizații financiare tuturor din Comuna Pătărești, care au primit 50 ani de căsători din inițiator primarul Comunei. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă, vă mulțumesc. Trecem la primul punct al ordinei de zi, motiv pentru care vă rog frumos să faceți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. Cine da. Propune? Vă rog. Domnul Ungru. Da, domnul Valdică, propune pe domnul Ungru. Sunteți de acord? Da. În unanimitate de vot. Eu nu, adică nu sunt, nu merg, nu mie nu mie, dar sunt alții care chiar nu au fost de 8 ani de zile. Și în ultimul, acum suntem 4 ani. Nu, aveți cum să ziceți 8 ani de zile. Noi suntem din 2016. Aia ține minte de când? Poftiți, dacă nu am dat, am dat să vă duc eu la părere. E onoare, domnilor. E onoare să conduci o ședință de Consiliul Local. De dumneavoastră. Poate că nu o pot mereu găsesc. A, să vedeți că probleme că nu pot să vă duc. Lăsați-vă. Mai stau și eu mai liber aici. Felicitări, succes! Ai scăpat, da, să ieși. Nu, nicio problemă. Mai citeam un moment de rinșe. Puteți să stați și lângă mine, că nu vă fac nimica. Vă mulțumim. Ordinea de zi a fost prezentată. Da. Așa că trecem da, deci, la prezentarea materialului. Fix, ai, ca să se ne dau. Un cu doial ordinei de zi. Este hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pătărești și serviciilor publice de interes local. Se aprobă organigrama și statul de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Pătărești și serviciilor publice de interes local, conform anexelor 1-2, parte integrantă a prezentului hotărâre. Se aprobă transformarea funcției contractuale de consilier gradul 2 la compartimentul secretariat informare și relații cu publicul, post vacant, în funcția publică de execuție, clasa 3 de referent grad profesional asistent. Se aprobă transformarea funcției contractuale de consilier personal al primarului
din cadrul cabinetului primarului, structură desfințată începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în funcția contractuală de muncitor 1 la compartimentul administrativ și de deservire. Se ocupă funcția publică de execuție de consilier clasa 1 grad profesional superior la compartimentul contabilitate financiar și resurse umane de doamna Goleanu Elena, urmarea promovării concursului de recrutare organizat la data de 14 octombrie 2019 și anumirea acesteia în funcția publică conform dispoziției numărul 159 din 17 octombrie 2019. Se aprobă modificarea titularului compartimentului administrației publică locală, autoritate tutelară și tare civilă, care va avea următorul conținut. Compartiment, asistență socială, autoritate tutelară și stare civilă. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2019 și poate fi atacată în instanța de contencios administrativ de persoanele interesate. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, discuția locală, vă mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare prestate la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Comunei Pârgărești. Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restate la data de 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Comunei Pârgărești. Articolul 2. Se aprobă procedura de acordare anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Comunei Pârgărești, conform anexei participante a prezentei hotărâri. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei prin compartimentul taxe și impozite. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Articolul 1. Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza Comunei Cărcărești, formată din rotarul Gina Claudia, consilier superior, coordonatorul echipei, Crăciun Marlena, asistent medical, membru și locțiitor al coordonatorului echipei, Porto Gabriel, viceprimar membru, și Dorgoș Andrei Jean, șeful postului de poliție Pârgărești, membru. Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazul de violență domestică în Comuna Pârgărești se realizează cu mijloace de transport prin dotarea primăriei. Atribuțiile echipei mobile sunt prevăzute în anexa, parte integrantă a hotărârii. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, sper să nu fie nevoie, dar trebuie să avem. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind numerarea anexei privind achizițiile directe. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018, după cum urmează. La capitolul 1. Se completează cu următoarele puncte. 166. Partizor lichid pentru spălat patrizi pe iarnă. 167. Solție pentru deschis patrizi. 168. Extintor autobucată. 169. Trusă medicală autobucată. 170. Instalații de iarnă. 10 bucăți. 171. Achiziționare 2 puncte de aprindere pentru iluminatul public. 172. Achiziționare senzor pentru iluminatul public, 5 bucăți, 173, achiziționare cameră de supraveghere video, baterie cu încărcare și card de memorie, 1 bucată, 174, amenea pe diarnă, 4 bucăți, 175, achiziționare combustibil, benzină, 300 de litri pentru Dacia Logan, 176, ciocolată, figurine, Moș Crăciun, 350 de bucăți, 177, aici sunt produsele pentru pachetele care vor fi pentru copiii de școală. De școală, da. Pentru organizarea evenimentului, nunta de aur, avem șampanie, prăjituri și ghivece de flori. Pentru depunerea de coroane de pe 1 decembrie avem prinse 5 coroane. O să vedem. Și pentru
primăria avem groască la iară, o groască la ușă, la compartimentul achiziț, un cartuș negru, toner negru, o priză dublă și o baterie de chiuvetă pentru bucătărie. Camera video am propus să vedem sus la monument. Este o cameră, dar mai trebuie încă una. Și atunci partenerii noștri au zis să dacă reușim să cumpărăm noi, pentru că una au pus ei. Și trebuie două camere cu panouri solare, pentru că nu avem curent. Și ca să fie asigurat acolo. Noi am prins, acum vom vedea cum vom reuși să achiziționăm, pentru că așa la formă, tot două, trei ori de grătare, La fel și cu coroanele, am zis, dacă timpul ne permite, ar fi frumos să ajungem acolo să depunem, dacă ne permite timpul. Adică vremea, dacă va fi favorabilă să putem să ajungem acolo. Dacă nu, vom pune la cum a făcut și în alți ani. Da, capitolul de voi... Sâmbătă, carte, nu? Ce? Sâmbătă, de-aia m-am uitat că nu mai intră... Chiar duminică. Duminică, 19 duminică. O să vedem. O să vedem cu domnul director la școală, de la școală, să vedem cum ne organizăm. Ori pe două, ori pe... Pot ca să continui. Capitolul 2 se completează cu următoarele puncte. Punctul 146, achiziționare, servicii de montare și de demontare instalații de iarnă. Punctul 147, abonament internet pentru monitorizarea camerei videobucată și punctul 148, servicii liberare certificat digital pentru semnătură electronică la compartimentul contabilitate financiară și resurse umane. Dacă sunteți de acord, pentru că vă dăm mulțumim. Mulțumim și ultimul punct ordinea de zi. Proiect de hotărâre aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur 2019 prin acordarea unei indemnizații financiare cuplurilor din Comuna Părgărești care au primit 50 de ani de căsătorie. Se aprobă organizarea în luna decembrie a evenimentului Nunta de Aur 2019 prin acordarea unei indemnizații financiare în cuantum de 300 de lei per familie și a unei diplome de excelență cuplurilor de persoane vârstnice cu domiciliu în Comuna Bărgărești, care în anul 2019 au împlinit sau împlinesc până la sfârșitul anului 50 de ani de căsătorie, potrivit anexei. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumelor necesare organizării prezentului eveniment, compartimentul administrației publică locală, autoritate tutelară și stare civilă, al primarului va sugi periodic tabele cu persoanele îndepărțite la acordarea drepturilor aprobate în articolul 1 al prezentei hotărâri, avizat de secretarul comunei, care va fi prezentat primarului pentru a supune aprobării Consiliului Local. Se împuternicește primarul de Bărgărești pentru urmânarea diplomelor de excelență și a sumelor de bani stabilite la articolul 1. Dacă se trebuie acolo... Nu se poate modifica, e cam puțin 300, cu tot timpul 300, apăsăm mai puține familii, măcar 500 să-i dăm. Asta e suma care a fost a fost prinsă în buget. Asta a fost prinsă în buget de la început. Să ținem cont la anul. Da. Anul țineți cont și atunci veniți cu propunerea la buget. Dacă noi nu știm câte belei sunt, de unde se propune voi la începutul anului. Păi după, din cauza asta. Și am informați atunci. Și în funcție de ce buget vom avea la anul. Așa că... Dacă 200 în 4 familii, 800 de lei, mi-a fost în 4 familii. Să fie 500 de lei, 300 de lucru. Dar care nu dacă... Da, de la cum veniți la... O să propuneți. Deși a fost 6 ani, și a fost 5 ani, tot 300 de lei. Exact. Eu trebuie să fie tot 300 de lei. Da, sunt 4 familii și aș dori ca în luna decembrie să facem ședința la cămie și atunci să le oferim. Nu? Cum doriți? Veniți cu propuneri. Eu am zis așa. O familie. Da.
O familie avem din Bagna, o familie din... Da, familie. Voi ceremonia să fie... Deci Botoș, Marel și Maria din Itoreș, Mătinaș Mihai și Veronica din Bagna, Iliescu, Gheorghe și Alica din Vârăologii și Bărgat Mihai și Tereza din Salon. Din Bărgărești, poate. Promovăm. Din fiecare sante de o familie. Da. Cred că la ședința lunii decembrie, atunci ne-am organizat și sau ne punem de acord și cu școala, poate o să facem ceva mai festiv, ca să participă și copiii, eu știu, cu un grup artistic, ceva, vom vedea. Pune dacă vom ține, în luna noiembrie, vă vom spune, la ședința lunii noiembrie. Nu trebuia mult atunci, direct. Cum facem la Camina Nicoleș? Pentru că, am zis eu, pentru că avem și căldură. Dacă vreți la Bagna, da, da, acolo avem. Deci acolo nu este căldură, da? Poftim? Nu este căldură la Bagna? Ba da. Sau probabil din cauza căldurii s-o stricați ceea. Nu. Câtă garanție are, doamnă, lucrarea aia? Nu a spus niciun copil o poezie pe scena respectivă și deja s-a stricat. Lucrarea este în garanție. Atunci ar trebui chemat să vadă ce au făcut. Chemat, au adus scândura, urmează să vină. Dar cum cei de la DMC se mișcă ca foarte greu... Ca să iasă greu, din garanții și urmă... Se mișcă foarte greu, nu. Au scăpat. Nu iese din garanție. Se mișcă foarte greu. Nu iese că dacă nu faci, nu și ia garanția acolo. Da, da. Așa că are tot interesul să-l facă să iei de bănuți. Da. Dacă vrea el, nu mai este. Greșit făcut, n-au lăsat aerisire și categoric condensul, din ce am înțeles și eu, fiind gresie plus lemnul, când e mai mult a fost rece înăuntru, și-a făcut condens și scândura de dedesubt s-a putrezit. Și asta e. Și nu puteți să spuneți că n-au fost copii acolo, pentru că în fiecare vară, de când am dat în folosință căminul, copiii din comunitatea Bagna au avut parte de acea sală unde s-au organizat cu părintele în fiecare vară și au participat și au organizat activitățile acolo. Nu? Dacă spuneți, eu știu că au făcut la școală, nu la cămin. Nu, nu, la cămin au fost. Dacă vreți și imagini, avem și imagini. Da? Sigur, da, sigur. Nu la școală. Nu. De când s-a dat în folosință, s-a făcut la cămin. Cel puțin de când a venit părintele Marius, de atunci au început să se organizeze pe perioada verii acele evenimente. Da. Am ajuns la partea... Aprobăm. Da, scuze. Aprobăm, da, deja se spune. Și sperăm să ajungem și noi cei 50 de ani ca să putem să fim sărbătoriți. La diverse. Da. La diverse, după ce vă spune dumneavoastră ce aveți de spus, vă voi mulțumi și eu și am organizat cu colegele mele de aici să vă mânăm câte o diplomă, având în vedere evenimentul din 5 octombrie. Da? Spuneți prima dată problemele pe care vreți să le ridicați și pe urmă dăm anunțul să vină. Prima problemă ar fi drumul, banda aia care e sub Adria Chimic. Domnule. Bine acus, în ghetul, ce mai problemă? Mă, dar s-a făcut un oroș și pe partea stângă, cum urți pe la Iliescu. În contra dubare, se toate asfalt și toate asfalt. Da, de dimineață am vorbit și ieri am vorbit cu domnul director de la Chim Complex. Azi dimineață iar l-am sunat. Într-adevăr, este firma de ce care se mișcă așa cum se mișcă. Este drumul județean, săptămâna trecută a fost o comisie de la Consiliul Județean, drumul județean, ISU, pentru că și au solicitat un aviz de urgență pentru o lucrare. Deci vor să schimbe întreaga conductă până la Târgovna, până unde au ei raportul, așa, și așa că putem să ne așteptăm, că deja au venit ieri adresă de la Consiliul Județean să le dăm avizul. Pe partea comunei Bărgărești, Părâul Boghi, noi avem o lungime de 1100 de metri. Restul, până la 3800 și ceva, este pe raza orașului Târgu Ocna. Și așa că putem să ne așteptăm. Este solicitat în regim de urgență, nu ne putem opune. Noi cel puțin oadeți. În Bărgărești nu avem drum. Traversarea se face de-a lungul drumului județean, așa că putem să ne așteptăm și va fi. Este în regim de urgență, domnul. În regim de urgență ce înseamnă? Că trebuie să urgenteze pentru că
acea conductă, din ce am înțeles, are o, o anumită durată de, de viață, deja e depășită și de asta au fost acele avarii. Iar în seara gura care vine în acea conductă poate să afecteze solul, poate să afecteze culturile oamenilor și așa că aici nu ne putem noi opune. Iar ceea ce a făcut acolo, sigur că am luat legătura, ar trebui să vină să facă, îi aștept și ea să vină să vadă la fața locului, pentru că nu ne convine. Și sâmbătă am stat acolo și eu un sfert de oră, i-a spus domnului director, numai că era Sfântul Dumitru și n-am vrut să-l sun de sâmbătă, am zis să-l las să-și facă ziua, dar luni dimineață, la prima oră, l-am sunat, cum a făcut și azi dimineață, pentru că mi-a promis că el vor veni. Ieri, da, marți, miercuri vor veni. N-au venit. În dimineața asta, într-adevăr, și micropusul nostru a avut o problemă acolo la ieșire de pe coșer, pentru că nu au făcut nimic acolo și nu au reușit. Sperăm exact, să vină. Chip complex. De făcut vor face, dar sigur că multe discuții sunt cu firma constructoare. Da, asta categoric. Din primăvară am făcut acum la urmă. Nu au avut ei? Din s-a spus, dar ei n-au știut că au avut... O să mai dureze pe 3 ani. Doamnă, așa și cu apa și cu asta și cu toate. Toată lumea a mers și cu stărpii, că lăsă care stărpii prin pădure, nu s-a venit nici curent. Nimeni nu mai face. Toată lumea a profitat 30 de ani, la maxim. Și nu a investit nimeni în Franța. Acum s-au trezit că țeava e spartă, aia e spartă, la de stărpul și toate. Ce s-a dat în vreți în București? Pe nu, toată lumea. Cu toate. Da, așa că îi aștept. Îl aștept pe domnul director, îl aștept constructorul să vină să vedea cum se întâmplă. Că trebuie să conștienteze. Comunii noastre, sunt 1100 de metri, se angajamente după ce aștept la lucrarea, s-o încheiat, s-au făcut la poate. Păi nu, că dar asta este o obligație în autorizația de construcție pe care o primesc. Ei să duc în instanță și judecă ani de zile și doar nimic. Nu ți-aș veni prin noi tu. Consiliul Județean cere să aprobare sau Consiliul Județean trebuie să aibă grijă ca să prevadă. Păi da, este... Este drum județean și automat. Automat că ei dau. Ei dau. Avizele. Da. Da, să vină. Păcat. Da. După cum știți și după cum aș participat, pe 5 octombrie am avut acel eveniment. Un eveniment frumos, cred că v-a plăcut și dumneavoastră, pentru că am avut un feedback pozitiv. Toată lumea și toți participanții care au fost s-au minunat de zona noastră. Uite că numai bine cu această ocazie ne promovăm și comunitatea întreagă și să ne ajute Dumnezeu să apară și investitorii în Comuna Părgărești, având în vedere zona, având în vedere acel ansamblu de monumente. Și după cum s-a spus și atunci la acel eveniment, de către partenerii noștri, nu ne vom opri aici. Vom continua. Vom continua, deja se fac demersuri de către partenerii noștri și de către noi, pentru a se construi, să vom vedea ce surse de finanțare vom primi, pentru a se construi un mausoleu pe Coșna, având în vedere că luptele au fost în această zonă. Și este o zonă cu o încărcătură istorică frumoasă, mare și
trebuie să valorificăm ca atare. Bară după 100 de ani să începem demersurile și să facem. Eu vă mulțumesc din suflet pentru participare. Am înțeles că o parte din dumneavoastră n-a putut să vină, nu s-a supărat, Doamne ferește, dar au pierdut. Și... S-a anunțat. Da. Da. Au pierdut, adică una e să fii la fața locului și alta e să vizualizezi. Da. Deja suntem pe YouTube. S-a postat de către firma care ne filmează filmarea. Așa că cei care n-ați fost puteți să vizualizați acolo. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat ca să putem să ne desfășurăm activitatea frumos și cu rezultate bune. De aceea m-am gândit așa că trebuie să mă revanșez față de dumneavoastră și așa mi se pare corect. Și la fel, atunci n-a fost timp, pentru că a fost și vremea, au fost și toate au mers rapid, pentru că asta este regula armatei. Ei au un timp și trebuie să-și respecte și a rămas să vă, să vă înmânez eu diplomele și din partea partenerilor noștri. Așa că vă mănesc câte o diplomă, câte o amintire frumoasă, să vă rămâne acolo, în vitrina dumneavoastră, și să ne aducem aminte cu drag că la 102 ani s-a reușit ca pe dealul Boșna să se construiască un ansamblu monumental pentru ostașii pierduți, știuți și neștiuți, și pentru locotenentul francez Paul Edouard Berș. Francezii au fost super, super, super încântați, nu s-au așteptat la așa un eveniment de așa anvergură și mi-au promis că vom reveni și vom stabili de comun acord cu dumneavoastră o dată de în luna august, 10, 11, 12 vom vedea, pentru ca în fiecare an să facem acolo, să depunem coroane și să avem un eveniment a comunității noastre. Așa că o să vă gândiți la datele astea și vom vedea de comun acord și cu partenerii. Domnul, n-am pus în ordine, deci nu este așa cum mi-au venit, cum au completat fetele. Domnul Alexei Ambrozie, consilier local, o diplomă de onoare pentru sprijinul acordat la... Aici aveți câte o cărniță personalizată cu dealul Poșna și cu... Mulțumim pentru sprijin. Domnul Bodea Gheorghe. La fel și cu cocardele, că atunci mulțumim că le-ați crezut, pentru că ați avut unii cocarde și pe urmă venit fetele și mi le-au luat. De asta am ținut să facem din nou în gruțe, să fie. Domnul Beșnarălicu? Da? Mulțumesc și eu pentru că am vrut să vă spun. Da? Mulțumim pentru sprijin și
și pentru ajutor. Așa. Și dorim un călduros la mulți ani doamnei Butucaru. Astăzi este ziua de 6 s-a nimerit așa, ca ședința să fie. Și vă dorim din partea noastră un călduros și un călduros la mulți ani. La mulți ani și multă, multă sănătate și tot ce-ți dorești. Așa. Am zis să oferim câte o diplomă și pentru funcționarii noștri. Și ele merită. Așa. Pentru că ne-au sprijinit și ei. Încep cu doamna Goreanu Elena ca să-și oprezim. Știți, a fost consilierea mea 2 luni de zile. Mulțumesc, doamnă, pentru că am avut nevoie de sprijin și m-ați sprijinit. Ați fost cu mine de atâtea ori la Iași. Deja a intrat în probleme. Și așa cum v-am promis, ați văzut. S-a făcut modificarea, s-a transformat postul, a participat la concurs. Este noua noastră contabilă. Așa că... Vedem asfaltare de acum. Păi trebuia să vină doamna Goleanu să facem asfaltare. Păi facem, sigur că da. Să știți că mergem cu doamna, sigur, căutăm surse de finanțare, deja știți. Noi dorim un succes. Poftiți, da, da. Așa că dânsa este și bine ați venit în echipa noastră. Mulțumim. Deja au intrat în probleme. Daniela Faraon, dar nu este, este în concediu. Doamna Negri Nicoleta. Așa, mulțumim, doamna Nicoleta, pentru tot sprijinul și mulțumim că faceți parte din echipa noastră și trebuie să facem asfaltarea, ați auzit, nu? Și terenul și asfaltarea vom face. Doamna Rotaru Gina. Mulțumesc, doamnele, pentru sprijinul acordat. Și Doamne ajută să continuăm. Doamna Rotaru Liliana. Așa, poftiți, doamna Rotaru, vă mulțumesc. Domnului Rotaru Mitruț, mulțumim, domnul Mitruț. Așa am zis, să aveți o amintire frumoasă, pentru că a fost un eveniment frumos. Mulțumesc, Mitruț. Doamne Intrealina. Așa, poftim, Alinușa, vă mulțumesc. Doamna Viclet Mirela. Așa, poftiți, mulțumesc. Doamne Dorboș Mihaela. Poftiți, doamna Dorbaș, vă mulțumim din suflet pentru sprijinul acordat. Marilena Crăciun e în concediu, Justina e în concediu, și noi în concediu, Jugaru, Părgaru sunt în, deja în așa. Și doamne secretare, Giurgiu Moldovean Diana. Mulțumim pentru sprijinul acordat. Ceilalți colegi o să le oferim cu aceea. Eu vă mulțumesc. Ați văzut cănițele? Sper să vă placă. Ne zânim foarte frumos. Unde să mergeți? Și domnul primar, cine oferă? Domnului primar. Dragile mele colege, vă mulțumesc pentru sprijin și continuăm. Suntem o echipă, uitați, sunt o parte din echipă. Cum v-am zis și în ședința lunii trecute, eu spun că și tind să cred că așa este, nu? Este o armonie în primărie, suntem un colectiv legat, un colectiv tânăr, eu sunt mai în vârstă, dar media e o tânără și sigur că ne completăm unul pe celălalt. Nu suntem aici, eu nu mă consider șef, sunt primarul comunei, dar sunt colegii mei, peste tot, eu așa spun, sunt colegii mei și ne sfătuim și căutăm soluțiile cele mai bune și sigur că să respectăm legea. Așa că vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră, domnilor consilier, și să continuăm așa. Că eu zic că mergem, suntem pe drumul cel bun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru participare la ședința de azi și pentru toate evenimentele. Închidem lucrările ședinței noastre, urându-vă numai bine și ne întâlnim în luna noiembrie. Thank you.